maxim istoric în privința, de la începutul anului până acum, în privința cursului leu euro, a sărit de 4,85. Mergem către Maria Toader în momentul acesta. Maria, vorbea premierul astăzi cu câteva minute înainte de această cotație anunțată la ora 13 despre stabilitatea cursului. Tocmai astăzi vorbea despre stabilitate. Tocmai astăzi vorbea de stabilitate și cum este doar sarcina Băncii Naționale în momentul de față să mențină cursul. Aș contrazice ceea ce spune premierul, pentru că, în primul rând, investitorii se uită la politicile guvernamentale și ce se întâmplă la nivelul deciziilor pe care le au autoritățile înainte ca cei de la Banca Națională să fie întotdeauna plasa de siguranță a economiei și să intervină pe piață. Iată că, în momentul de față, mai mult BNR a preferat să meargă pe partea de dobânzi și să susțină acolo o monedă națională și a lăsat ca în momentul de față piața să fie liberă, nu a mai cumpărat masiv, lucru care s-a văzut. Este o situație chiar la nivel regional, după cum explica și vineri, când am avut un alt maxim istoric, explica la acea dată purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu. Este un trend la nivel regional, însă este și o dovadă a lipsei de încredere în moneda noastră națională, atât a investitorilor, dar și a populației, care în momentul de față nu-și mai face dobânzi în moneda națională, ci preferă moneda europeană, chiar dacă dobânzile pentru acei bani puși în bănci nu sunt foarte mari. Și iată, suntem la al nouălea maxim istoric de la începutul acestui an pentru moneda națională. Nu este această stabilitate pe care o menționa premierul Ludovic Orban chiar la sediul Partidului Național Liberal. O dovedesc cifrele, nu o spunem noi. Dacă în luna februarie, pe 20 februarie mai exact, am avut primul record când euro a sărit comparativ cu moneda națională la peste 4,78. Acum avem un record de 4,85 și 52. Practic vorbim de o devalorizare destul de mare comparativ cu moneda națională, însă estimată de analiști care spuneau că până la sfârșitul acestui an putem să ajungem și la 4,9 pentru o monedă europeană. Așteptăm să vedem din nou reacțiile de această dată de la Palatul Victoria, să vedem dacă stabilitatea în continuare se vede aici, la sediul guvernului. Maria, mai trebuie punctat un lucru. Analiștii sunt cei care au avertizat cu privire la cele mai importante consecințe. Noi, ca țară, ne-am împrumutat, nu că ne-ar fi întrebat cineva, domnul Câțu este chiar încântat despre, în legătură cu felul în care îndatorează țara și generații viitoare, dar o creștere a cursului face, e un lucru banal, nu trebuie să fii economist pentru asta, mai dificilă finanțarea unui deficit atât de mare. Cred că e un avertisment venit chiar din partea guvernatorului Isărescu, Maria. Ca atare, există pe la Palatul Victoria și oameni mai ancorați în concret și mai puțin entuziaști decât cuplul Câțu-Orban? Dacă există, vrea să-i și vedem ieșind în față, astfel încât să-și asume o asemenea poziție. Deocamdată nu am văzut, cel puțin la nivelul opiniei publice, ieșind vreun membru al guvernului în acest sens, însă pe moneda de impact, cu siguranță impactul îl vom resimți cu toții. Utilitățile le plătim în moneda europeană, sunt raportate la acest curs de schimb. Nu mai vorbim de zona de imobiliare, dar și partea de energie. Totul se va vedea în costuri pe care, cu siguranță, cu toți le vom avea mai mari în perioada următoare. Nu mai vorbesc de cei care în momentul de față au rate în moneda europeană, nu mai vorbesc de firmele care în momentul de față se bazează pe importuri. Și știm foarte clar că noi ne bazăm masiv pe importurile pe care le facem, ghiciți, în moneda europeană. Sunt costuri mult mai mari pe care toți antreprenorii și tot mediul de afaceri și așa de lovit de pandemie vor trebui să le suporte în perioada următoare. Mulțumesc, Maria Toader, în direct cu noi, analistul financiar Claudiu Cazan.